Văd că ai tort. Ce am? Ai tort. Eu am un tort? Felie. Da, prăjitura a fost. A luat soțul. Vreau Cam foc. acum o să fie. Da. Ok, a început înregistrarea. Bună Cristina și bună Emilia. Ne vedem cu Emilia să lucrăm în această sesiune. Și a vrut să intre în cohimnoză cu noi. Citesc punctele. Cine sunt? De unde vin? A câta viață trăiesc? De ce numai câte întrebări ai pus, Emilia? Asta le facem într-o săptămână. De ce? Cine este? De unde vine? A câta viață? Astea s-o o Am investigat. înțeles, dar vreau să zic. De ce nu m-am putut? Stai că să vezi că mai sunt și altele stufoase. De ce nu m-am putut încadra în această familie? Simt că sunt o ființă deosebită. Am un oftat inexplicabil. Cine sunt cei patru nepoței? Ce rol au avut în viața mea? Cine este nora mea, cumnata mea, surorile mele, cu care nu rezonez deloc? Simt o energie negativă de câte ori vorbesc sau ne vedem. Deci cu sora, cu surorile simți, cu nora, cu cine simți energia negativă, Emil? Nora mea mai mult am contact, cu nora nu mai am contact acum, dar atunci, în perioada aia cât eram împreună, mă ataca foarte... Dar nu-i nora ta iubire, că nu-i... Că era din alianță, e prin da? Alianță, așa nu-i mai spun nora. Ta-i legătura. Okay. Am fost bolnavă cu TBC, am pierdut mult sânge, nu știu dacă am primit sânge, eram inconștientă, dar îi auzeam că vorbesc, că voi muri. Acum am o tumoare de 7 cm, dar am refuzat operația, urmez un tratament naturist, am făcut și autovindecarea, am vibrația înaltă, dar câteodată îmi scade jos de tot, mai ales după discuții despre religii cu sora mea, o colegă etc. Evită discuțiile, că n-ai ce să lămurești pe cine. Da, tumoarea unde este? Da. În spatele la uter. Da, în spatele la uter. Cine știe ce e? Nu e lipit de uter, dar e așa în spate. La... Da. Au sărit în... Da, stai un pic, că am sărit rândul. Eu am încercat să le trezesc spunând că Biblia este falsificată. Au sărit în capul meu, mi-am păstrat calmul, luciditatea, dar simțeam o presiune neplăcută. Cine sunt ele? 4. De ce am o stare de nesiguranță, de frică câteodată? Oscilez vibrațional, emoțional, sunt singură împotriva întregii lumi. De aceea... rezonat cu ceea ce am de aceea am rezonat cu ceea ce am aflat din sesiunile dumneavoastră. Am înțelegerea a ceea ce am experimentat până acum. Aș vrea să mă curăț de toate legăturile, contractele făcute în această viață, cât și în cele anterioare, să fiu sănătoasă la toate nivelele, să înțeleg care este misiunea mea, ce trebuie să fac. Ce a fost la moartea tatălui meu în 2002, la mama mea în 2020. Sunt multe de văzut. Deci ce putem atinge, atingem, da? Asta era sesiune de investigație. Și noi trebuie să curățăm. Deci în 2020, zi mai departe. În 2002, la moartea mamei. La moartea tatălui. În 2020, la moartea mamei. Ce ai văzut? A fost o moarte în 6 luni. Mi-a zis medicul că în 6 luni moare și în 21 decembrie, chiar când s-au împlinit 6 luni, a murit. Mm-hmm. Eu făcut program. Da. Medicul era vocea lui ăla cu coasa. Ai înțeles? Da. Zic și eu la ciocârlanii aia care umblă și adună sufletele. Serios, da. Deci eu declanșat programul. Da. Deci asta... Da. În fine, noi ne uităm la tine. Ce a văzut fiecare? Cine au fost ei? Simt cu drag prezența tatălui, un dor mare am de el. De ce? Dacă ceea ce trăiesc acum face parte dintr-un plan, dacă soțul meu are un rol și ce anume? Vreau să fiu curățată, să-mi înțeleg misiunea, să pot să fac ceea ce trebuie, fără să fiu condiționată de starea financiară, emoțională, de sănătate. Doresc să știu dacă am abilități de vindecare, am unele experiențe reușite. Ca de exemplu. Autovindecare. Autovindecare, nu? Ai făcut-o tu? Maria. Despre asta vorbeai? Da, dar am un bătrân aici, am vecin și au vrut să-l interneze în spital cu probleme mari la picioare, era foarte umflat, adică la glezne, și au vrut să-l interneze
Eu lucrez în grijă bătrâne, adică acum așa, gata, Da, da, da. dar 11 ani am lucrat în vizitoare la bătrâni, mergeam la ei acasă la mai mulți într-o zi și de unii m-am palipit așa sufletește, Da, că ești normal. inclusiv bătrânul ăsta, care omul ăsta în vârstă, are 96 de ani, din aceeași zi cu mine născut, în 9 februarie îmi primește 96 de ani, și nu are copii, nu are pe nimeni și îmi tratez așa ca și cum ar fi tatăl meu, deci iubire cu și spun așa multe lucruri. Și când mai vorbeam la telefon, îmi spune, uite Maria, zice, vor să mă intereze în spital cum îmi sunt toate picioarele. Și am zis că vin să vă văd. Și când am mers, am început să-l masez și am o cremă din asta naturistă, așa de acasă, și cu crema aia și cu masajul am văzut că îi scade umplătura aia. Și am stabilit să merg câteva zile la rând. A doua zi era mai bine, a treia zi aproape mi s-a retras așa. Și am înțeles, nu știu de unde exact am primit informația, că merg să las energia aerea negativă la un pom, să-mi recitez o copoasă să mă împământez. A funcționat. A fost când am uitat. Când am uitat trebuia să preiei energia lui negativă? Asta vreau să te întreb. Tu știi ce înseamnă? Deci numai la copilul tău care e mic până la 7 ani poți să-i preie durerea, energie negativă. Dar cineva mi-a zis, probabil n-am făcut bine, nu știu, dar când eram așa, probabil tot deci, dacă vindești, vinești cu intenția de a fi canal curat între tine și sursa infinită a iubirii necondiționate, înțelegi? Adică aduci lumină, dar în afara ta, de, direct de acolo, când vezi... Nu treci prin tine. Nu treci prin tine, înțelegi? Tu ești doar unealtă, cum ar fi bagheta magică la zână. Înțelegi? Dar nu treci prin la, uite că nu-i corect, că prin baghetă trece energia, da? Pentru că tu nu trebuie să preiei, că... În fine. Hai, mergem mai departe. Nu mai preiei dureri. Da. Adică așa e corect, să nu le preiei tu. Nu, vreau să știu dacă pisicuța de 9 ani și cățelușul de 2 ani sunt întâmplător în viața mea sau au fost trimise ca și mângâiere pentru sufletul meu. Vreau și doresc din toată inima să fiu puternică, curajoasă, să știu să trăiesc în lumină, cu vibrații înalte, să nu mai oscilez, să fiu acel lucrător în lumină care, după care sufletul meu tânjește. Vă iubesc și vă mulțumesc. Și avem acord de publicare, ai zis, da? Părinții tăi de când sunt decedați, câți ani, mama ta? Mama din în 11 februarie a decedat anul trecut. Dar ce interesant, a fost un moment deosebit când am auzit că e bolnavă și la reanimare, la ATI. Ne-am dus în Oradea, am vizitat-o, imediat mi-am luat concediu. Asta a fost vineri. Sâmbătă am reușit să merg la ea și am petrecut cu ea 40 de minute în salon. Eu cu ea, în timpul în care mi-am cerut iertare că am fost un copil de rebel, am fost un copil rău, care în lipsa dragostei am vrut să mă afirm cumva, chiar dacă sunt răutat, să mă bagă în seamă, măcar așa. Și mi-am cerut de iertare de la ea și am spus că și eu o iert și înțeleg că a avut casa plină de copii și că nu mi-a arătat dragostea de care aveam nevoie. Mi-am iertat reciproc. Cât și, e și tatăl, cât de când este? De din 2002. Decembrie 2002. Da. Hai, te rog să te liniștești, da, așa. Da, nu, lasă să fie în emoții. Da, bine, da, na, că începem. Așa. Da, păi tocmai. Inducția, da? Așa. Și apoi a murit mama, zici, sau cum? Da, și interesant, asta a fost sâmbătă. După ce am vorbit cu ea, vine, nu știu, asistenta șefă de acolo și ne scoate afară pe tot. Și zice că haideți afară, că este carantină și nu mai aveți voie să intre nimeni așa, că se anunță că s-a anunțat carantina. Și am zis, va, ce mă rog că am avut cu ea, am făcut să fiu cu ea, ca să am atâta timp la dispoziție să-mi golesc sufletul și să-mi încerc de iertare, că da, ca și eu nu eram așa fericită. Adică, că era o simte așa greu să te apropii de sufletul ei. Și apoi a plecat? Asta a fost sâmbătă. Am mai mers luni. I-am dus apă minerală, am mai mângâiat-o așa și am zis, mama, văd că
că ai revenit bine, se cerea acasă și am zis, uite că trebuie mamă, tratamentul, reacționez bine la tratamentul, să vii acasă și o să fie bucă, și la să și așa. Și azi, vezi fratele la 11 și el, mama îi strigă din ușă că nu i-o lăsat înăuntru, că era carantină și zice, haide, spate-mă de aici, spate-mă de aici. A fost strigătul ei și marcă ora fiind una de la spital că a murit. Ok. Bine, haide. Strigătul al ei, ce a fost? A știut? Bine. Hai că o să vedem, da? Ce ne cere este din sesiune. Vedem. Ne pregătim. Încep inducția. 10. Simți cum corpul tău se relaxează din ce în ce mai mult. 9. Și simți cum cu fiecare respirație ta și cu fiecare cuvânt al meu, corpul tău se îngreunează din ce în ce mai mult. 8. Simți cum picioarele tale se îngreunează și cum această greutate urcă până la genunchi, pe coapse, până la bazin. Șapte. Simți cum spatele tău se îngreunează Șase. Abdomenul este greu. 5. Pieptul este greu. 4. Mâinile sunt grele. 3. Capul greu. 2. Ochii grei. Pune aia ochelarii pe ochi. 1. Din acest moment vei auzi din afara ta doar vocea mea și vocea Cristinei. Pentru Emilia m-am adresat. Iar tu, Cristina, vei auzi din afara ta doar vocea mea și vocea Emiliei. Acum voi număra de la 1 la 3. Iar tu, Emilia, mergi într-o amintire sau vis. Cristina, cauți și te conectezi telepatic cu partea subliminală a Emiliei. 1, 2, 3. Emilia? Mă auzi? Nu te aud eu. Stai un pic. Da. Unde ești? Nu prea te auzi, asta este. Sau nu, eu aud, dar nu înțeleg. Da, păi aud și eu, dar nu înțeleg. Da.
Dă laptopul mai aproape un pic mai spre tine. Așa. Deci ce ne ziceai? Asta ce persistă în mintea mea, în faptul copiii mă preocupă așa, că dacă aveam copii, puteam să le arăt. Ce să le arăt? Păi, deci mintea ta te preocupă, da? Da. Păi trebuie să fii într-o amintire, nu în mintea ta. Asta am zis, mergi la o amintire de-a ta. Care îți vine? Orice, prima amintire care, unde te duce partea ta sub mine. Fiecare gând care îți vine în minte, lasă plece, să treacă, nu-l agăți, să-l analizezi. Amintirea mea, când aveam, era să mă merg. Nu se înțelege. Înțelege. Da, 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 da. Foarte deci greu facem efortul, dar un când cuvânt avea din 10. 11 ani, amintirea da. E când avea 11 ani și era să se nece și a venit o verișoară și a salvat-o. Nu, eu am vrut să salvez pe verișoara mea. Vezi? Da. Nu înțelegem, da. Deducem. Deducem, da. Așa, ai vrut să o salvezi pe verișoară și? Era să nece. Am rămas eu în apă. Așa. Vreau să salvez. Am zis că ea merită să trăiască, că e singură la părinți. Chiar dacă o să mor, nu o să rângă nimeni. Așa ai zis tu atunci, da? Nu da. Înțeleg, Eleonor. Că să dea mai tare? Ai sonorul mai tare? Mai poți să dai mai tare la sonor? E bine, era pe telefon, dacă ar fi putut să... Cu căștile de la telefon. Da, ai căști? Ai căști să pui? Hai, pune căști, că nu putem. Deducem un cuvânt din 10. Așa, cât a vorbit liber, ai văzut, se auzea, dar acum stând era culcat. Era în față. Da, era în fața... Nu să vorbesc mai tare. Nu le găsești? Da, dar nu înțeleg ce nu spui. Ne înțelegem, nu înțelegem. Deci asta. Nu înțeleg, uite, am și ieșit. Nu. Deci nu pot sub hipnoză să mă chinui să înțeleg. Da. Vorbesc eu mai tare? Acum se aude așa, uite, trebuie să vorbești în... Atunci vorbesc mai tare. Așa, uite, așa te auzi. Da, acum. Uite, eu rămâi așa. Și eu număr din nou Cristinei. Număr de la 3 la 1. La ambele. Ambele, da? De la 6 la 1 număr, da? Da, da, da. 6. 4. 3. 2. Cum voi număra de la 1 la 3? Tu, Emilia, mergi în amintire, iar Cristina, cauți și te conectezi telepatic partea subliminală a Emiliei. 1, 2, 3. Deci, Emilia, era vorba de amintirea aceea cu verișoara, da? Da. Ok. După ce ai salvat-o, ce s-a întâmplat? Deci ea a intrat în apă, a fost prinsă de un vârtej de apă, eu stăteam pe margine și mi-a întins mâna ca să o salvez. Atunci eu am intrat în apă ca să o salvez și m-a tras acolo
Între timp ea a fost scoasă afară, dar pe mine m-au luat alte botezuri de apă și m-au dus mai departe de locul ăla. Și am stat foarte mult sub apă. Eu vizualizam atunci că la școală era locul meu gol, în bancă, și dirigintele de atunci spunea la colegi că a murit și că... A fost o viziune, da? Da, așa foarte clară. Și... Dacă te număr acum de la 1 la 3, intri în viziunea asta, ia să vedem. 1, 2, 3, ești acolo. Ce se întâmplă? Sub apă? Foarte groaznic. Dar nu luptam, parcă nu vreau să lupt. Nu, tu intri în, în asta, intri în viziunea asta. Interes, ești acolo înăuntru, intri în vis, în viziune. Ce ai, Cristina? Cristina? Bine, nu se fac. M-am băgat sub apă. Te-ai băgat sub apă și ai luat apă? Glumesc. Hai, rămâi așa, da? Și vedem, Cristina, ce se întâmplă, da? Da. Hai, Cristina. Deci, ochid scena asta cu apa, cu analiză mai târziu. Este acolo, dar nu percepe. Înțelegi că este deja acolo. M-am dus după ea de asta. M-am conectat, am identificat-o. Am și întrebat partea subliminală dacă dorești să lucrezi cu mine și cu Eleonora. Pentru... Și a spus că doar ți-am zis. Așa. Și am văzut așa, da? Da. La conexiune. Da. Când m-am conectat cu ea și am identificat-o. Am văzut-o pe ea cum este în ziua de asta. O dublură. Da. E din care e doamna care este cu noi pe Skype, da? În timpul inducției am intrat într-o amintire de ei. O amintire în care era într-o sectă Amish. Da. Așa. Deci toate rubedenile astea care au avut asta erau în sectă și a făcut ceva acolo. Un legământ, un ceafurt. Da. Păi oricum se face, if, da? Da, acolo. Da. Așa. Și cam asta. Cam asta. Acum partea subliminală cum arată? Unde? Este în fața mea aici. M-am oprit la asta. Dau stropii de apă afară. Așa. În fața ta? Da. Și ai identificat-o? Ai luat acordul? Da, da, i-am luat acordul. Da, am zis. Da. Așa. Cum arată? Cum se prezintă? Adică sub ce formă? Să zic că mijlocul ei, fluxul de energie din mijloc este frumos, luminos, da? Are foarte, emană foarte multă iubire din chakra inimii. Este ca o stea. Este foarte strălucitoare, dar sunt lumini în plus de un alb lăptos bleu. Da. Așa și ceva argintiu. Da. Așa, deci ceva se conectează sau prin acel ceva se conecta. Așa. Este cam bombată la trunchi, ca și cum ar fi însărcinată. Da. Rotunjoară, așa, dar cu te știi cum este o femeie mai plinuță, un pic, nu prea mult, cu o sarcină de 2-3 luni. Da. Așa. Foarte pronunțate, într-un mod ciudat, așa, știi? Deci, ca și cum venele, copia venelor mari din picioare, venele eterice, sunt foarte proeminente. Ca la... zi pe nume. Varice. Varice, da, mari. Mari. Cât un jumate de deget, așa. Da. Și... tălpile ei energetice
Sunt foarte late și lungi. Ca și cum, deci și... Ca niște lopețel. Da, plate, foarte mari, ca și cum ar prinde energia, știi, de împământare, da, să spunem. Mult mai mult decât oamenii obișnuiți, da? Și, bine, are câteva ființe în sfera energetică. Da. Una singură este legată prin spate de chakra inimii. Da. Așa, pare supărată. Se da. Mascase într-un porumbel și i-a zis, hai de termină, știi? Ia treci și fă-te ce ești. Așa. Așa. Și are compoziții atașați acolo da. În burtică. Da. Orbiți sunt. Tu știi ce mulți sunt? Da? Da, vine că 12. Dar proeminent este de la tată, da? Da. Poate că de la tată este singurul mai luminos între ceilalți toți, știi? Da. Și mai are o legătură în, cum ar veni din umbilicul ei chiar, da? Da. O legătură care duce în sus și îmi vine răspunsul că este legată la rețeaua de durere a terii, da? Dar nu legată să simtă chiar foarte multă durere ea, da. Ci distribuie de la alții prea și distribuie acolo durere, știi? Adică prea durerea de la alții și o dă acolo sus. Da, și dă acolo, da. Dar bine, ceva rămâne și la ea. Exact. Ca și cum și ai turna, adică o apă colorată, da, cu cerneală într-o cadă albă, știi? Și trece ea, se varsă, dar uite, m-o rămân... dă reții, că zic. Da. Așa, partea subliminală, ce ne spune? Ce simte? Cum se simte, adică, acum? Se simte blocată într-o lume de unde nu aparține. Și spune, am foarte puțin de luat cu mine și îl indică pe el, pe soț. Și spune, dar mă îngrijorez și pentru toți ceilalți. E, și când a spus ceilalți, apare un stadion de cap. Așa. Da? Pare să că ADN-ul ei original îi permite transmutarea unor energii, știi? Da. Normal pentru ea, dar inițial erau niște energii vindecătoare, canalizate, da. Foarte bine dirijate la planul original, dar ei au transformat asta, când au determinat-o să lucreze cu ei, într-o cheie, știi? Prin și... care, da, preia de la alții, canalizează, duce și... Această energie este folosită cumva la deschiderea unor portaluri între entități. Bun, hai să o mai întrebăm și pe ea. Ia să vedem, Emilia, acum pe unde ești? Ascultai? Da. Bravo. Ce percepi? Ai perceput ceva în acest timp? Simt așa o liniște. Deci știți că te liniștești, da? Că te-ai liniștit? Da. Așa. Și vreau să mai adaug ceva. Când tu i-ai spus atunci să se conecteze cu o amintire, da. Tot așa am vizualizat-o, că era în doliu, era la moartea tatălui și am văzut un fel de steag din același tic, urăciunile, care se pune înainte la costum. Da, da. Da, și deci în secunda 2 conștiința, mintea mea subliminală atunci a intervenit și a zis ce caut astfel de steag, astfel de steag nu există la ei. Da, și ai vorba de da, știu acum da, care merge unul da, cu un steag și, în față. Da, și când mi-a zis asta, steagul s-a spart în bucăți și a apărut un fel de arhanghel cu al pene
aripi și pene chiar pe umeri. Știi, deci fumurii, blo, albe și cenușii. Are și câteva negre pe poale, așa. Da. Și mi-a zis că ce mă interesează pe mine. Aha. Ce te interesează pe tine? Că dacă este steag sau nu este steag. Și după aia mi-a apărut un fel de bărbat îmbrăcat în negru. Am dedus că e pastorul, care avea ceva aici la gât. Și veșmântul cumva era cu mânecile clopo și foarte subțire la material. Și nu era negru închis, era un negru moviu. La pastor, da? Da, da. Și un fel de beretă de ea, cum se spune. Nu știu ce. Beretă ca de marinel. Știi da. La încaragiale, așa. Ei, în fine, o chestie. Avea ceva pe cap, da? Pe rămân, da. Okay. Și codiță, am văzut clar codiță. Codiță, părul strâns, codiță. Și e vorba între noi că am nespălat, că am gras. Ca la căia, călugări de Nu ca la călugări, dar... Mă rog, era o codiță, da? Da. Și apoi mi-am îndreptat atenția, am închis și această imagine și mi-am îndreptat atenția spre chestia cu lacul în notul. Hai să întrebăm partea subliminală. Ce reprezenta această amintire cu... la biserică, cu mormântarea și cu arhanghelul, dacă poate să ne spună. Nu era la biserică, erau pe drum. Pe drum. Da. Arhanghelul la care spre, ieși din steag. Da, înspre cimitir. Da, spre cimitir. Știe să ne spună ce legătură este între acest arhanghel din steag ieșit și partea subliminală, dacă este vreo legătură. Sau cu tatăl. Da, prin tatăl este... legătura, da? Acelui compozit mic? Da, acelui compozit, sigur că da. Compozitul ăsta, partea subliminală, de ce îl ține? Și cred că mai sunt și alți compoziți, da? Acolo în inimă, că erau mulți. 12. Nu sunt erau orbiți. Burtă. În burtă, pardon. În burtă, o 12 orbiți. Da. Știe spus... partea subliminală? I-am spus să scoat afară și... Inițial a zis că știi când ne-am depistat că sunt cei pe care îi iubesc, am iubit, știi? Și atunci a apărut partea lui subliminală, a soțului, știi? Și acum cred că este destul de conștientă să-i scoată în afară și să-i pună fiecare într-o sferă energetică, pentru că jos când te, dacă este suflet, da? Al cuiva, da? Trebuie dus, îndrumat undeva. Culmea că au apărut așa, știi, deci 11, al 12-lea este pisica. Aha, pisicuța. Da, adică a apărut pisica acolo. Da. Ca și cum pisica ar avea ceva în comun cu orbitul dinăuntru, da? Da. Așa, i-a scos afară, știe să ne spună partea subliminală despre acești orbiți? Să-i identifice, îi cunoaște, i-a cunoscut vreodată. Pe toți. Pe toți i-a cunoscut, da? Și de ce îi ține în burtă? 6 sunt din viața asta, da? Plus pisii. Așa? Da. Și ceilalți sunt iubiți 5. Din altă vieță. Cei pe care i-a iubit. Nu mă să ai parteneri bărbați. Ce a iubit spune că noi știm, nu știu, oricum păstrăm asta așa. Și zic, da, dar astea nu sunt amintiri, să știi. Zic, uite, sunt chiar bucăți din sufletele lor, da? Și zic, uite, tu trebuie să le eliberezi. Deci, și de ce să-i țină în burtă? Da. Păi, așa stau în burtă? Deci le-au făcut un fel de suport să stea acolo. Ah, da? Un suport. De fapt, dacă iei cu totul, burta iese ca și cum ar fi o burtă de sarcină falsă. Da. Numai că nu ține numai cât pântecul, ci până sub sân. Așa, îndepărtat este practic un suport, da? Iar așa dacă o desfaci, știi, are o parte din spate, o parte bombată și orbiții levitau între, da? Dar este o spirală aici desenată, știi? Da. Adică nu se mișcau haotic. Aveau se mișcau... o mișcare ordonată ca electronii pe orbită.
Știi? Și zice că îi ține aici să-i vindece, înțelegi? Cum am înțeles, da. Da. Și zic, nu poți să-i vindești pe ceilalți, inclusiv unul de la bătrânelul acela. Da. Uite că vorbim de el și am depistat, da? Da. Și zic, nu poți să vindești pe altul dacă tu nu ești bine. Să-ți ții poverile tale, să ți le, dacă ai, știi, să ți le purifici. Și zice, dar n-am știut, știi? Adică ei au făcut totul din iubire. Din iubire prea multă, da? Da. Pentru că, da, în genere, deci poate dezvolta vibrații foarte înalte. Și de aceea au montat firele acelea cenușii, știi, și alb-lăptos. Și cu lumina unui felinar noapte. Așa da, e da. Lumina aceea, da. Are o legătură cu arhanghelul. Asta mă gândeam. Albul lăptos, da. Pe când cealaltă cenușie este cu o ființă mai mult decât ciudată, dar tot cu tendință bisericească, da? Entitate, da? Da, da. Adică e un fenele? Un arhanghel negru sau ce? Nu, este o ființă falsă de lumină. Ok. Rest, ființe, scuze, deci deste de joasă vibrație nu sunt aici. Nu sunt, da. Adică de joasă vibrație în sensul... Tip că, demon, da, anule, da, mai zic, nu, da? Nu, știm. Nu are legături cu ei, pentru că ea este de cel puțin 11 vieți în programul... Astora. Da, civilizația lui Dumnezeu, care își face diverse secte până la urmă, toate au făcut. Da? Da, da, în viața asta cred că ce era? De mix? Trebuia să treacă prin mai multe țupa, secte. Era țupa romană. Da. A trecut, trebuia să treacă trei, prin trei sau câte, Emilia? Trei sau patru? Da? Secte. Da, da. Știi de ce? Sunt. Pentru că ce s-a deranjat arhanghelul că i-a spus secte. A zis că nu e secte, e religie. Aoleu! Da, cum îți permiți tu că nici nu știi cu ce se mănâncă și spui sectă? Păi uite, hai că îi spun eu cu ce se mănâncă dacă vrea. Uite, ce ne-a povestit Emilia, da? La religie asta, aia cu ăia, cu P. Da. Icos. Da. Așa? Da. Acolo, la religia asta, am văzut soțul, ce, cum s-a prezentat, da? Cum s-a purtat 20 de ani. Și ce carențe sau ce deviații avea, mai exact. Păi, ți l-a dus pe șef aici. Mi l-a dus pe șef? Păi de ce să mi-aducă pe șeful, că îl întrebam pe el? Să ne spună deviații. Dar tu crezi că a venit o hologramă. O hologramă, da. Da. Să ne spună, să ne explice deviațiile alea, așa, acea deviație, dacă făcea parte din doctrina religiei acelea. Deci ei sunt făcuți din a cincea coastă a lui Adam ăștia. Am înțeles, nu sunt făcuți din orice coastă. Așa. De acolo s-a luat ADN, din a cincea coastă. De asta poartă titulatura asta. Penti. Da. De asta, așa, și apoi, deci, ceilalți, știi? Mă, băia, Poca. În ultima Poca. E, da? Așa. Nu mai spune numele ăsta, că este o doamnă. Și să nu ai o doamnă? Că... A, scuze, nu, era pe scurtarea la o altă religie. Să nu zică că facem apele. N-am vrut să zic, să zic toată numele. Deci este la o altă biserică, da, asta? Da. Deci ăștia, ce se întâmplă cu ăștia? Îi văd cu altă entitate. Deci sunt entități totalmente diferite, da? Da. Da, deci... Nu mai sunt cu arhanghelul ăsta. I-a avut și trebuie să desfacem contractul cu Lucși, da? Da. Dar Lucși au părăsit ringul de aici. Păi aici ce să mai, că să... De-a dreptul se călcau pe picioare entitățile. Ei, hai să scoată. Găsesc ei să...
că se sfie, da. Se bagă unul în altul, dar n-au nicio treabă. Trei într-unul. Mai papa să fie. Da, da, cinci într-unul. Dar niciunul nu stă înăuntru. Nu în stă, par, da. Nu, nu. Nu le-a mai permis, da? De când Luxul a avut mare influență. Deci Luxul a avut, cum să spun, perioadele lui de glorie, da? A adunat și de la alții, pentru că este un fel de răspândac de lumină. Are energie multă, puternică, bună, știi, și a atras, știi, și de asta au schimbat-o, ca și cum, știi, e un joc, un ou fiert, fierbinte, și dă din mână în mână să nu spere. Cam așa a fost jocul cu sufletul ei. Spune partea subliminală că i-a zis că oftează, păi zice, de câte ori oftează, spune, mă dă, eu plec. Adică pleacă bucăți și ea la rândul ei, ca și cum trebuie să existe echilibrul în orbit, vine și se face mai mare și de la ea trebuie să plece, știi? Bucată din partea ei subliminală. Deși ai văzut că ținea orbiții în suportul acela, în spirală, da. Nici de cum nu ținea în inimă. Nu erau integrați de ea. Da. Dar știa că ține. Cam așa. Deci fiecare oftat, când nu fiecare ofta, când ofta, o parte din ea pleca. Da, deci are un oftat ca din inimă, parcă iese ceva din inimă și ne poate confirma doar. Deci nu un ofta cum oftează fiecare când se încarcă. Și da, și... Spune și ce pleca Cristina, se mai întorcea sau era dus și îi mai băga un orbit? Păi ea are o clonă eterică, înțelegi, la o civilizație de asta, de zburător, și se duce și acolo, se mai plimbau bucățile, se mai conectau cu acele vieți, se duce la mormânt anume, de când a fost în secta aia, mișea să se răsesc acolo și îți dai seama de ce a făcut un păcat de neiertat, cum ar veni. Acolo. Da, da, da. Și aici este ceva de dezlegat aici. Păi ia să mergem aici, cred că trebuie să o luăm de undeva, nu? Da. Să mai rarefiem pe aici. Da. Număr de la 1 la 3 și mergem acolo. Deci în momentul... Unde mergem? Când moare sau când s-a generat acel păcat? Deci eu m-am conectat deja, că era numai închisă, știi, parțial, amintirea, așa. Am dus direct acolo, am deschis-o și sunt cu ea aici, suntem pe un vapor care traversează Atlanticul, da? Da. Sunt familii de irlandezi și este o copilă. Da. Oricum, ei sunt catolici aici, când vin, da, știi? Da, da, da. Zice că s-au îmbarcat în Inhargram. Da. Dar cine știe dacă mai exista acum. Și ce era localitatea? Unde era localitatea? Pe unde și cum? Așa. Nu știu, Luten. Aproape de Luten, cu doi de tă. Nu știu dacă există, mai este, în fin. Și, deci, mulți mor, foarte mulți mor. Aici e ca la imigranție care încearcă să vină în timpurile noastre. Care trăiește, trăiește, care se duce, se duce, da? Da. Văd, se este, cum să spun, a doua generație de emigranți. Da. Înțelegi? Adică acolo unde se duc, da? Da. Ei se duc în Minnesota. Acolo, știi? Există deja comunități de, vai, ce fel îi tratează, ca pe sclavi. În ce an suntem, Cristin? 1854 au plecat. De acolo. Așa, știi? Aici se tratează ca pe sclavi. Vite. Cum să spun, comunități înfloritoare, da? Se lucrează mult pentru... Se populează mult. Teritorii. Zone, da? Și este o zonă în care ei ajung. Li se dă teren și un fel de corturi. Dar ca să populeze acea zonă. Există o comunitate
În îndepărtare, dar are niște garduri lungi. Și mai există o comunitate de amerindieni aici. Mult mai sus, în susul muntelui. Mult mai sus, știi? Și deci ei cumva lasă în pustiu. Trebuie să descurce. Este apă curgătoare, înțelegi? Există pădure de care urcă pe munte, au dreptul să vâneze, să taie copaci, cum ar veni, să supraviețuiască, înțelegi? Dar ei au venit cu semințe, să semene, au planuri, n-au utilaje, n-au... Și până la urmă, deci, starostele lor, un fel de star, așa, un om, e în floarea vârstei, așa, dar organizator bun. Știi, care s-a remarcat prin ideile lui bune între ei, deci spune că n-au încotro, trebuie să se împrietenească cu celelalte două comunități care există, știi? Și încearcă la Miș. La Miș au paznici niște câini la poartă. Mă, dar ce câini! De-aia urâți, Doia, nebuni. da, negri. Și... Deci sunt dați afară, nu sunt primiți, Nu știi? sunt. Și totuși ezită să se ducă la indieni pentru că toată lumea asta îi consideră sălbatici, știi? Na, ei sunt mai civilizați decât toți. Da. În civilizația lor Dar ce ancestrală. civilizație erau Da. și ăștia, da, cu la 1800, îți dai seama, 54. Așa. Da. Și până la urmă, a doua zi, deci trimit trei reprezentanți în tabăra lor să vorbească cu un fel de consiliu, știi, acel bărbat care s-a remarcat și alți câțiva Da. bărbați, așa, și sunt duși în tabăra Amiș. Așa. Păi ce e în tabăra Amiș? Deci este un întreg village Da. aici. Deja o casă elegantă, dar gardurile astea așa de mari, încât se vedeau numai vârfurile la case. Parcă e o cetățuie, știi? Și locul ca un fel de găleată montană, știi? Deci face ca să nu se... De fapt, cobor și este așezarea frumoasă, știi? Bine că ei cu o zi înainte îl văzuseră că este așa, știi? Deci rămân uimiți de faptul că ei o duc destul de bine, chiar dacă aparent este o societate primitivă. Au grădini, au animale, au lucruri, haine, știi? Destul de bine utilați, da? Și cozi au plătite, știi, toți. Și Pe așa bărbat, se port. Și acum am mai văzut, mai da, și poartă. favoriții aceia, știi? Da. Și le spune că, uite, ar putea să intre în comuniune cu ei, să Da. se, cu condiția să se boteze amiși, știi? Și se va extinde, vor extinde comunitatea, da? Adică comunitatea deja existentă se va extinde cu partea cealaltă care a venit acum. Și ăștia îi mulțumesc, stau de vorbă și zice că are 24 de ore ca să-i dea răspunsul, da? Da. Pentru că ei trebuie să facă ceilalți niște pregătiri, da? Așa, sunt de-a copii, vai, ci plin de copii aici, de toate vârstele. Toți îmbrăcați la fel, parcă au uniform. Da. Fetițele în rochii Acum le blămari, aveau albastre, da, toți da, cum erau. albastre, blămarin, verde închis, culori A, mai închise. multe culori. Așa, cu bonețele, cu femeile, știi, Fustele îmbrăcate, alea lungi. da, și bărbații toți la fel. Ei, unii suflecați că lucrează, știi? Da. Dar toți au părul ăla așa împletit. Așa. Și deci sunt dintre ei, ăștia care au vorbit din sol, doi sunt irlandezi, Jed Beget, care s-au reformatat în religia asta, știi? Da. Altfel, toată comunitatea asta vorbește un fel de dialect. Da, nu se Știi, da, înțelegeau. și nu s-ar fi înțeles, știi, aici e altceva, na. Și Așa. până la urmă, cam cu 80% din voturi, se fac un fel de alegeri. Da. Dar cu 80% lumea se răscoală, începe să strige că vor muri de foame aici dacă nu se
aliază și până la urmă Zeu este unul și o fac, da? Da. A, le pregătește un botez la râu, ca pe bandă rulantă, da? La un râu mare frumos, așa ca pe bandă rulantă, știi? Și semnează acte, sunt au consopiști așa, care scriu cu litere frumoase, cu tocul, știi, rotunjite. Deci oameni care au făcut ceva școală, cel puțin. Da. Așa, și spune că trebuie să se prezinte și la comunitatea Galupu. Galupu, indienii, da? Da, indienii de sus, pentru că ei au relații blânde între ei. Și chiar se văd niște țesături pe anumite locuri, știi? Emilia, ți-e bine? Da. Ah, ok. Așa. Bun. Așa că se prezintă și la ăia și... Da, da. Și de ce ei sunt o extensie a comunității amici, devin. Dar da. Li s-aduc care întregi cu ajutoare, cu aliment. Devin bărbați. Îi ajută să construiască ca niște cabane întâi, apoi să o extinde. Așa, și aici au făcut... Dă cai, utilaje, deci curăță zona de pietre. Este primăvară, nu chiar la început, deci este pământul numai bun de arat. Da. Aici ce se întâmplă? Intră în contact, deci... Cu? Deci, societatea? Da, societatea asta. Așa, societatea asta, deci are tendința să o înghită pe asta nouă formată. Asta veche să o înghită pe cea nouă formată, da? Unii cei mai, cum să spun, ăștia care sunt cu nasul pe sus, care au plecat cu lingouri, cu avere pe vapoare. Aia, da, așa. Așa, sunt deja a doua generație. Da. Așa, nu vor să-și unească copiii. Da. Ăștia se cam consangvinizează pe aici, știi? Da. În fine, ea se căsătorește până la urmă cu cineva din comunitatea ei, da? Da. Sunt trei frați. Da. Unul este mare de vârsta, cum ar veni, a căsătoriei și sunt ceilalți doi mai mici. Așa. Ea se căsătorește, deci ăștia trei frați și cei trei soți ai ei. Aici vreau să ajung. Aici este mamă, tată, bunică, noră. Așa. Copii, toată familia. Copii, deci toată familia, tot ce a adunat așa, aici stos la un loc. Da. Asta, aici vreau să ajung. Da, da. Tot ce a cunoscut ea și avea în gând, știi, și asta și multe în plus, și niște prietene și așa mai departe, știi? Nepoți? Da. Sunt? Da. Și nepoți? Și nepoții tu. De acum. Nora. De în viața actuală. Da. Și Nora. Și inclusiv, așa. Deci primul ăsta cu care se căsătorește este soțul ăsta pe care îl are acum. Acum, da? Da. Și, deci, este găsit mort. Se mai întâmplă pentru că mai departe veneau și alte triburi care... Da. Zice care nu suporta omul alb, da? Dar până la urmă se cam ucideau albi între ei. Și nici... Dădeau vina pe ăia. Da, așa. Atunci, pentru că nu trebuie să se înstrăineze bruma de care au construit-o, au grajda, cum au de toate, știi? E o casă mare în care mai multe persoane, știi? În familia soțului, da? Da. O ia de soție cel de-al doilea. Da. Așa. Deci cum ar veni, că are deja trei copii, știi, și văduva fratelui tău, deci trebuie să ai grijă de ea, știi, cum ar veni. Și deci se căsătorește cu cel de-al doilea frate, cu mezinul, da? Nu cu mezinul, cu intermediar, cu mijlociul, scuze. Așa. Mijlociul este primul soț al ei. Da. Așa. Nici aici nu procrează cu ei. Da. Cam nașpa atunci, acolo. Da, adică în așa. Da, și tot așteaptă familia care până la bunici toți sunt acolo. Da. La grămadă, o mulțime de persoane.
Așa, toți sunt casa asta și nu știu câte generații și extensii ale neamului. Da, și Așa. Și se îmbolnăvește asta. al treilea. Da, încerc să depistez dacă a făcut ca un cancer sau ceva. În orice caz, sunt niște energii foarte negre, foarte urâte. Dacă cu primul s-a măritat din necesitate, că așa a vrut familia, așa ea pe ăsta l-a iubit. Deci vezi că sunt lucrurile cu totul altfel aici. Da, Pe da. ăsta l-a iubit și îl jelește, îl îngrijește. Dar familia e pregătită să o mărite cu cel de-al treilea fiu, care abia a ieșit și el din pubertate. Micuț. E mai micuț cu vreo 6 ani ca ea, da? Dar Da. ea este frumoasă. Este, da, irlandeză. Are tenul alb, are ochii Părul albastri, roșu. roșu și creț, ondulat. Da. Un roșu așa ca abanosul, închis. Foarte tare frumoasă este. Da. Și uite, nici maternitatea, nici anii nu-i schimbă trăsăturile, știi? Și este o femeie bine făcută, voinică, cu sânii mari, știi, esența Da, maternității, da, știi, da. comunitatea asta se pune preț pe Da. forme, pe faptul că este bună de mamă, cum ar veni, știi? Așa, și deci prima noapte e mai mult decât jenantă pentru amândoi, știi? Acum ea s-a supus ordinii care Da. Da. există, de fapt, știi, și el este cam feminin. Efeminat, adică Da. Și cam mititel, adică. și mititel și efeminat. Adică, oricum erau virgini și băieții. Nu Da, se da. culcau, știi, cu Nu, fete nu, până nu căsătorite. se... Am văzut ceva, că Am se... impresia că îi plac bărbații. Am Nu înțeles. cred că îi plac femeile, știi? Da. Până la urmă are loc ceva chinuit acolo și ea rămâne și însărcinată și face trei gemeni, proiectează. Așa. Dar din ăștia trei gemeni, doi sunt suflete, unui copil la Nigo, chip. În fine, așa de curiozitate ne uităm, știi? Da. Un potpuriu, da? Și cu asta rămână până decedează, asta este ciudatul, știi tu. Din Da, viața din actuală. viață. Da. Aici, Cristina, este generat nodul ăsta karmatic, da? Deci un nod karmatic. Da. Și avem și o entitate mare în amișul ăsta. Da, Namiș este o entitate foarte mare, arată ca un arhanghel și Da. el, da, dar ca un arhanghel se spune un contabil, așa îmi vine, fiindcă are ochelari și cioc, precum avea un vechi contabil, când acum nu mai este așa, știi? Și Ăsta se... fac cu contabilizarea copiilor Da. și Da, acolo, și se familiile. numește S, deci Sazacael. Ai unda. Da, e Sazacael, da? E negru ăsta, da? Nu, e Nu, cu auriu. e auriu. E pestriț mai degrabă, da? Deci Așa. are negru, pene, auriu, are albe gri și el e colorat, da? Așa că are picioarele ca de găină, ca de vulturi ele, așa Da, păroase și da. colorate. E azi de ta mai arhanghelul, zic, e Păi, jumate găină. ce zice? Și spune că nu, jumate, așa au ales El. ei să se manifeste, da? Și Și care ce contabilizează aici? om? Ce contabilizează aici arhanghelul ăsta contabil? Cu ce se ocupă? Contabilizează sufletele care vin în noua credință, în noua religie. Așa, în orice caz, deci ea la un moment dat, pe parcursul vieții, vine naște gemenii, când au gemenii vreo 5 ani, deci dă peste soț, Da. într-o postură intimă cu un angajat.
mai tinerel ca el, în grajd. Deci e un fapt. Știi? Da. Deci ea, cum să spun, este oripilată, cum să spun, nu poate, șocată. Nu sunt încă lucrurile astea, mai ales aici, date pe față, deși se întâmplau bine mersi în toate epocile, așa, și cade într-un fel de depresie și se sinucide, dar lasă în urmă 13 copii orfani. Fuh! Da. Lasă așa. Că 13 copii orfani pentru că nu știu, s-au dat spre adopție. Niște, este un număr de orfani și se dau și spre adopție niște copii. În orice caz, deci pur și simplu este ștearsă din cartea lor, da? Da. Iar copiii ăștia, nu cei înfiați, cei naturali, sunt marginalizați. Hai să ceară contractul dacă are la găina asta. Da, dacă nu-l mai face, ce sunt? Sau nu-l mai face. Exact. Da. Nu-l mai face. Deci ei semnează acest contract în momentul când semnează un fel de contracte cu statul anglo-saxon ca să vină încoace atunci. Este. Înainte de a veni, da? Da, deci erau toate stabilite, da? Da. Între entitățile mari, da? Da, da. Între cum ar veni entitatea de luxul acolo. Catolic, da? Da, lux. Și ăsta, asta. Găină. Nu făcuse este. Afacerea găină? Nu este lux, îl cheamă prier, entitatea care semnează cu găină. Da. Prie. Că dacă mai zici odată găină, nu știe ce face. Tot da, ia să vedem ce să facă. Păi dacă îi face așa, ce are? Ce-l interesează pe el, cum îi zic eu? Păi am spus, bine, nu-ți mai spune în găină, dar Popuși. Dacă vrei poți să cotcodocești. Struț, îi spunem, că e mare bănuiesc, nu? Foarte mare, foarte, păi. Foarte. Cam cât 4-5 oameni puși în lung și în lat. Îi vezi? Așa, deci numai, și acolo numai ce se întâmplă, deci nu mai semnează ei contractul de a pleca înspre Americi, da? Da? Se anulează partea energetică, că e de plecat oricum au plecat și au fondat ceva acolo, da? Deci nu mai semnează, deci acele părți care stipulează, da? Ca ei să semnând să intre în gura pletoșilor, așa nu mai există, da? Nu mai există. Contractul cu găina asta. Auzi, dar eu mă gândeam că e pasărea aia, cum se numește? Nu struțul, e altă pasăre mare, nu mai știu cum se numește. Pasărea care are tot așa picioare de alea mare, așa, și abia calcă, pac, 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 pac. Hai, lasă-l încolo, că nu ne interesează asta. Deci aici, Cristina, să rupem și legătura karmică, dacă toți suntem aici, cu tot neamul. Că găsim, toată familia o găsim aici, în viața de acum. Da. Da, și-a scos o pecete ca lasă, ca un cap de berbece din ea. Da. O pecete dintre structurile ei prin anularea acestui contract. Da, ca, da. Deci care pecete, tot cine venea în contact de cumva familial, de la viața asta, încolo o purtau și ei, știi? Să cheme toate aceste părți subliminale, Cristina, și să le arate și să scoate și ele. Da. Pecetea și să anuleze. Ce contract au cu găina? Arhanghel găină, dacă nu-i scrie așa la titlu. Zice... Glumesc. Zice, nu este dreptul vostru că să vă băgați, zice găinușa, așa că să vă băgați... Amestecați toate sufletele astea, pentru că ele vor să stea încă la vinda. Păi da, nu e dreptul nostru ca să deschidem și să arătăm și zi, da, suflet. Da, uite, toate sufletele astea nu mai stau acum în religia ta, da? Zi, de unde venim noi, îi găsim în alte religii împrăștiate. În trei, încă două. În alte trei religii și spune, nu contează. Un pic acolo, un pic dincolo, așa. Așa, că sunt, că-i stricăm lui afacerile mai exact, da? Da, 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 un pic acolo, un pic dincolo. Părțile subliminale, dăm informația, Cristina, și cu asta basta.
Partea, adică partea subliminală dă informația celorlalte părți subliminale. Da. Acum, întoarcem aici și acum, da? Da. Numărul de la 1 la 3, suntem aici și acum. 1, 2, 3. Cu partea subliminală, care trebuie să înțelegem, ne mai trebuie timp, să înțelegem ce e cu orbiții. Sau deci, erau orbiții, orbiții și aici? Erau tot de acolo. Tot da. De acolo erau. Ah, da, bine. Da, da, pentru că i-au dat asta, uite, asta mai spunem ce am văzut, da, când s-a sinucis, ei au exclus-o. Da. M-ar veni ca și suflet să fie pomenită în acea comunitate, știi, și a fost foarte aspru judecată, știi? Și a zis că de acum înainte, pe tot parcursul încarnărilor ei, ea trebuie să preia cel puțin din karma a 12 suflete cu ea. Ca să spele această sinucidere, știi? Atunci? Da, atunci să refuze. Așa, exact, când îi spune da. Așa, să refuze. Da. Și să-i zică ce ai zis, măi? Și zic că nici măcar nu trebuie să mă obligați voi, da? Exact. Deci zici, că eu sunt anulez orice până la conștientă. Viața asta de aici acum, sigur că da. Da. Ok. Acum mai avem un arhanghel? Da, mai avem de la botezul, ăla. Da? Da, da. Da, da. Botezul pentru ăla, da? Da, da. Bine, să-i ceară și prost. Din a cincea coastă. Da. Ăsta se numește ca entitate Bartran. B-H-A-R-T-R-A-N-A. Da. Știi, păsăroiul. Da. Așa. Și deci are foarte multă legătură cu energia gării de la decedați, de la morminte. Adică sunt grupul lor de ființe, sunt în legătură cu cei care păzesc mormintele. Și deci ea mi-apărea ca și imagine bucățica ei, știu, un orbi de ei, la mormântul unde a fost Amish. Acolo, la Amish, care da. Apărea. Berta se numea, da. Acolo, Amish. Berta. Belta. Belta. Am zis, am înțeles Berta, dar nu. Belta. Belta. Da. Belta cea zvelta. Da. Ok. Să-i ceară contractul lui ăsta, așa, arhanghelul ăsta, ultim. Da. Să vezi, uite, ca să-ți dau un exemplu, cum se formau ăștia mizerile de karme, da? Da? Deci, sufletele copiilor, cum ar veni, sunt damnate în copilărie, din copilărie până mor, din acea comunitate și sunt preluate și se spune că ea este vinovată. Da, ea da. Ea, știi, și acum... Deci viață după viață, vezi, ei se întâlnesc într-un fel sau altul, da? Exact. Și... Deci și au rămas cu ideea aceea, da? Da, da. Acele da. Sufletele. Da. Și se țin după ea acum, după partea subliminală sau cum? Deci că trebuie să le preia karmele, da? Deci ea vine în încarnarea asta cu un sac de capete, efectiv, și un sac de karme, doi saci pe ambii umeri, da? Mergem la Consiliul de Încarnare, Cristi, înainte de viața asta, să îi le spună la aia că a înțeles și nu prea nimic, nu mai prea nimic. A, păi nu merge așa, spune. Nu? Nu, nu. Că ce, toți veniți și vă cereți contractele, v-ați deșteptat. Aha, dar merge așa cum las-o mă că... Era bine cum era ca ei, ca și ei merge, da? Da, da. Ea să pună mâna, să le bată cu pumnul masă partea. Deci e în momentul când au creat religiile mari, da? Da. Și au dat seama că religiile mari creează o egregor mare, da? Exact. Și atunci au aplicat acel divide et impera, da? Dezbină și stăpânește. Ca să pape toți, să aibă de egregor da, fiecare. Și da, a pus fiecare niște responsabile. Fiecare și-a făcut un egregor, Chris, din ăștia, da? Din... Da, da. Entități. Da. Nu? Da. Și nu vezi, deci, cu cât este desprinsă, ca și cum ar fi niște suflete alese și credința lor este din ce în ce mai tare. Sunt din ce în ce mai habotnici, da? Da. Derivatele astea, știi? Da, da. Da. Așa, bate cu pumnul masă și le spune că nenică,
Am înțeles care e treaba și eu nu plec la nicio încarnare cu nimic din ce mi-ați dat, nici carme, nici orbiți. Dă informația la acei orbiți. Da, acei orbiți nu mai sunt trecuți prin nașterea, portalul nașterii ei, știi? Da, vin după. Da. Cum e. Ca urmare, deci actualmente, deci practic este numai foarte puțin mamă, foarte puțin din tată. Așa și un pic din pisicuț. Da. Bine. Atunci să acești orbiți de la mama și de la tata le dă informația și lor, da, și le deschide un portal de vibrație mai înaltă ca să meargă acolo, să gândească. Da, da, da. Ce au de făcut, da? Și, și dă, să dea și la pisicuță. Da, și să, deci, sigur că da, să se lămurească că când prin iubire ei pot comunica și ei întotdeauna pot afla informații de la ea, da? Nu trebuie să stea aici atât de aproape, da? Da, da. Există, vezi, vibrația energetică a fostei iubiri pe care și le-a ura purtat. Adună și au avut la loc, da. Și orice și emoție iubire. Puternică, știi? Da. Și deci spun să se dezlege, să cheme în față ființa care a legat-o de rețeaua aceea de durere. Și de data asta vine ca o reptilă, ceva între dragon și reptilă, o reptilă mare cu aripi mari în spate și aripile iarăși pestiți, dacă nu, unul n-am văzut alb sau negru, da? Da. Așa. Asta e că a venit, că dacă am zis, na, a venit fiindcă e în legătură cu luxul. Deci în față e bărbat, în spate e arhanghel, da? Și are pene inclusiv pe cap, negre culcate, negre strălucitoare. Și are o față foarte frumoasă de bărbat, dar are bustul, labele de la mijloc în jos și corpul sunt ca de leu. Deci este un hibrid. Hibridos. Nu, este, spune, o înfățișare a lui Lucifer. A, așa? Se înfățișează Lucifer? Zice că cum vrea el. A. Așa că e responsabilul cu contractul cu Lucifer, și spune. Și spune, voi aici ați venit să stă undeva deasupra, și sus da. Dreapta ați venit să deranjați întreaga ordine a creației, spune. Care creație? Creația care creație, spune. Exact așa spune. Așa a zis? Creația care creație. Așa. Noi n-am venit să deranjăm nimic, ci suntem... evreu, știi? Deci că evreii îți răspund printr-un... Da, ei răspund mai viclen, altă întrebare. Da, da, nu e vorba de evreu original, care e un om la locul lui, ci de cazar, da? Așa. Cristina, să-i spună partea subliminală și lui ăsta, că n-a venit să deranjeze nicio ordine, ci a venit să-i spună că și-a tăiat, s-a decuplat de la rețeaua lui. Spune, bine, atunci te deconectezi de mine, spune, ca și cum ar îngenunchea în fața ei această hologramă și zice, atunci spune jurământul ăsta că te dezlegi de mine cu mâna pe capul meu. Ce auzi? De ce să facă cum zice el? Nu face nimic. Pentru că, zice, pe capul meu a fost făcut jurământul. Cu mâna pe capul meu o să-l desle și o să jur din nou. Nu jură din nou, nu face niciun alt jurământ. Să-i dea contract. Să jură că se dezleagă de ea. Da? Da, și i-am spus că nu face nimic, nu atinge. Așa, pentru că probabil încearcă să-i declanșeze anumite coduri care la rândul lor declanșează anumite programe, știi? Și zice, nu vreau să fac parte din programul tău, nici eu, nici rudele mele, pe care poate în anumite puncte ale existențelor noastre i-am legat și i-am dat la tine cum ar veni. Da. Așa, sau m-au dat la tine, sau la care am participat la darea lor și spune nu. Asta este contractul ei de primul botez, da? Da. Așa, și practic și pe toate viețile, că nu mai este
un lux, o entitate mică care este parte din el, înțeleg eu, o extensie a lui, ci e holograma lui. Deja. Da. Știi? Vă că scoate un fel de șarpe cu pene din creștetul capului, înțelegi, îl trage afară și nu se mai termină, mai așa de lung. Prin absurd, n-are unde, ca și cum ar fi fost o panglică de mătase, foarte lungă, știi, îngrămădită într-un tub, ca la iluzionist. Da. Așa, și zice că nu merită înțelepciunea, nu merită harurile, nu merită nimica. Că i-a dat înțelepciune și haruri, Da. spune, putere, și i-a zis, toată puterea unui suflet stă în el, El însuși. în ea însăși, da? Da. Toată puterea este energia pe care sufletul ăsta o prelucrează, da? Și Și o zic, uite, generează. partea subliminală, zic, ați transformat-o în portal de trecere, în portal de adunare, ați legat-o, ați făcut și ea totuși, tot foarte puternică este. Și zic, ai vreo îndoială că ea nu și-a recunoaște puterea proprie acum? Spune că iar pune energie pe canalele unde sunt publicate, știi, sesiuni. Pune Cine pune? și la voi și la mai mulți el. El, Zic, ăsta? bine, negă, că spui acum, știi, nu le zic, Da, că da. spui că, ca să știm, așa. Și deci îmi arată iarăși un mormânt dublu într-o pădure, așa, și spune că acolo este îngropată ea dintr-o viață anterioară celei de irlandeză. Da. Este exact, și că acolo corpurile sunt într-o criptă, știi? Și ei au murit ținându-se de mână, adică ea și cu actualul soț. Să-și retragă de acolo, dacă e ceva. Tot A, ADN-ul, ia să-și retragă a, tot nu, spune, nu, nu, nu. ADN-ul. Și zic, cred că este timpul să verifice contractul care l-a adus totuși, să dea sub punctele pe care le ține prin penele Ascunse. superioare și prin penele inferioare, leul cu pene. Da. Așa. Nu sunt niște pene, sunt niște prelungiri. Așa, și este gata. Așa. Să-i dea drumul să plece. Deci s-a ridicat, deci zboară Da. ca un brontozaur. Eu îl Zboară. văd, mi-a venit o imagine A cu plecat. niște, ca un vultur, cu aripi mari de vultur, așa, mai mari decât corpul. O reptilă zburătoare era. Da. Da. Numai Ok. partea din față de aici era leu, iar aici bustul de bărbat. Cum erau ăia, jumate ca jumate oameni, știi? Exact. Da. Cumva, da, era rest hulfăitoare. Așa. Acum, Cristina, partea subliminală, uite, să-și retragă toate aspectele până la ultimul foton, de pe oriunde, și ADN-ul din orice. Da, vreau să spun că unul dintre orbiți, pentru că ei sunt într-un mediu să se curețe, să recunoască, știi, a deschis un portal și era lui Iosif cel Negru. Ăsta cine a fost? Un Un criminal. criminal? Un criminal, și pare că ea era o bătrână, toată. Deci a făcut o serie de crime și a fost și pedeapsa, care nu era pe viață atunci, și toți au închis ușile în satul acela, așa, și în Ungaria de undeva, și numai ea l-a primit în casa ei, da? Și a sfârșit prin a o strangula. I-a luat tot ce a avut, ce nu avea mare lucru, așa, și a strangulat-o și a fugit. Acum Da. că Și și-a adunat. i-au dat compozitul, Da. înțelegi, ca să-l poarte cu ea, ca să se pocăiască compozitul, ai înțeles, da? Da, dacă mai era să pocăia tot universul. Da. Da? Mai avea puțin. Să-i dea informația și lui compozitul ăsta. Da, i-a dat. Bun. Așa Hai să și... vedem ce face solicitantul Hai să nostru. vedem, ascultă. Da, Emilia? Da. Da.
Ok, ascultă. Na, e aici cu noi, da? Așa, da. Cu mine, adică este. Zis că poate percepe, da. Nu. Așa, bun. Da, mi-aduc aminte de multe tentative așa de sinucidere din viața mea. Mă fau cu patru de sinucidere. O să scoatem și pe viața da? Asta programele, da? Mm-hmm. Cert este că, uite, ea, așa, este zână. Da. Așa. E zână din Aldebaran, vrei să zici? Da. Ah. Și zână mare. E zână mare? Da. De asta e da. Acela. Se numește Almita. Almita? Deci, Almita, da, cu doi da. De T, așa. Îți prezint vreo 7 zâne, dacă vrei, de la mari. Îi spun da. Părții subliminale, deci verificate, curățate, da. Așa. Unele sunt acolo la locul lor, unele sunt printre noi încă. Mm-hmm. Așa, oricum, ce se întâmplă? Deci ele, într-adevăr, au creat, cum să spun, locuri și spații de vindecare. Da. Au oblojit sufletele care au stat mult prin karme. Mm-hmm. Care erau da, des... da, deci și structurate. La un moment dat s-au lăsat păcălite de o informație falsă. Mm-hmm. Că trebuie să se transborde, știi? Cu corpurile lor frumoase. Ele știau să facă portaluri, să deschidă, prin care făceau un fel de... Se duceau în partea alaltă cu corp, dar corpul ăsta nu e ca cel uman. Am înțeles. N-are da. Nicio treabă, da, da, da. Adică pe o scară de la 1 la 10, corpurile astea nu sunt 9, 10 și uh-huh. corpul uman 1, 3. Uh-huh. Da. Așa. Hai să și deci, câte au plecat, Cris? Câte sunt mai sunt de ale lor plecat? 188. Oh. Să dea informația la toate părțile subliminale, da? Da. Ok. Mai vrei să spui ceva înainte? Care picioarele albastre, vreau să spun. Da? Da. Deci, pielea este albăstruie, translucidă, sunt tare frumoase ele. Da. Na. Astea sunt adevăratele zâne, știi? Vezi că poporul, folclorul n-a încetat niciodată să spună, știi? Mm-hmm. Pentru că ceea ce cu ce se lucrează pe vrăji, pe magii și pe asta, numai zâne nu sunt. Niște ființe urâte negre cu hologramă. Sunt și din cele bune, dar micuțe, dar sunt făcute urâte ca astea. Da. Mai sunt frumoase. Da. Dar și o hologramă, da. Ok, Cris. Acum să-și ia matricea originală, să intre în ea, să recalibreze, curețe, cu decoduri. Așa face. Da. Da, o matrice ei este rotundă, așa. Uh-huh. O voiedă mai degrabă. Da. S-a recalibrat, este așa. Gata. Caută liniile genetice false, le... Anulează. Deci a găsit un fel de punct într-o densitate, da. Un punct auriu care intră în pământ, știi? Formate din toate liniile lor, acelor 188. Și pur și simplu a excavat cu putere și scoate tot afară, știi? Așa. Crede sau țipete, dar parcă de groază sau de bucurie. Uh-huh. De ambele feluri, știi? Uh-huh. Și se închid portalul pe sub munți, subterane de astea peste da. Tot. Da. Așa, și să-și ia și informațiile de pe la biblioteci și pentru toată familia, toți membrii ăștia ai familiei care da, da. Erau în karma aia. Și da. Să le șteargă. Acum număr de la 1 la 3, lași pe lângă partea sub... Acompaniez partea subliminală, veniți aici și acum cu partea subliminală prin canalul ei de abundență benefică. 1, 2, 3. Da, am venit. Să-și pună programul de ieșire din Matrix. Da.
Cu și programul de cartografiere Da. a găurilor. Da. Să și șteargă, ce ziceam, că să mai ștergem pe viața asta. Da, orice conexiune nebenefică pentru viața și evoluția ei și a celor dragi. Mm-hmm. Dacă este reciproc. Și toate legăturile să le taie, dacă mai e da, ceva. Da, da. Tot. Botezul ăla e anulat, da? Da, uite, da, de exemplu, Nora. Haide să așa spun atâta. Nora, legătura, da? Da. În viața de Amish, deci era sora ei următoarea la Măritiști, da? Mm-hmm. Nu, a treia mai joasă la Măritiști. Da. Și, deci, ea era logodită cu un tânăr cum ar veni și în momentul când ea s-a sinucis în acea viață, tot neamul, linia ei a fost blamată. Și da, cel care era amișian original, din generația 3 cum ar veni, așa, deci a refuzat să se mai însoare și deci a urmărit-o, este pe ură se lucrează. Chiar da, dacă aparent se înțeleg, da? La un moment dat, cea care este fosta noră în ziua de azi își aduce aminte și relația se strică. Așa a funcționat. Da. Ok. Acum Cristina să își ia, să curețe casa. Cu lumină de care a venit din canalul de abundență benefic. Din partea, din PS-ul soțului lipsește foarte mult. Da? Mm-hmm. Nu e să simte bine. Adică da, este slăbit. Da, este foarte slăbit, ca și cum ar încerca să ia câte un pic, câte un pic din el, înțelegi? Vreau să spun că acum are toate bucățile, da? Acasă, da? Da, da. Așa. Deci nu mai are motive să ofteze. Și să dă informația și soțului. Eliminat. Da, i-am dat. Uh-huh. Am crezut că am spus, scuze. Așa, și să scoată și, a scos și toate programele, s-a uitat din nou la programe. Da. Dacă a venit din da, matricea originală, ce să mai aibă? Da, da. Viața asta mă uitam, da. Da, ziceam. Da. Ok, s-a curățat casa? Da, a curățat-o foarte bine. Ok, are ceva să spună partea subliminală, stranită părții fizice? Când mi-ai zis are ceva, deci eu m-am mai uitat în casă și îți răspundeam, are statuete. Da, ok. Da. Azi văd o păsărică cu un copil de sub formă, cu fustană de înger, știi? Nu. Vrea să-i spună părții fizice așa, că să-și continue, pentru că e așa cum a fost un punct într-o rețea de durere, de prindere așa în karmă, așa e tot la fel, este un punct de lumină, da? De deschidere. Da. Așa spre lumină, da? Și să nu lese, să nu lese jos garda. Să continue da, ceea ce a început, pentru că asta este adevărata emisiune, da? Mm-hmm. Ca și se simțea vinovată că a legat toate aceste suflete, ieșind din această vinovăție, punând în locul altor emoții nebenefice, cum să spun, bucuria înțelegerii, să spunem, recunoașterea înțelegerii de ce s-au întâmplat așa, da, știe că le poate elibera, da? Da. Da. Vreau să, deci Cristina, să ne spui sau să, deci ceea ce e fizic este afecțiune acolo la burtă, ținea de acești, tot ce era în burtă, construcția aia cu orbiții? Da, era ca o steluță, înțelegi? Uh-huh. Perturbaseră da, energiile. Nu, steluța da? Aceea ducea spre compoziții. Aha. Okay. Deci este un fel de cărăbuș, este, anulăm, wow, un fel de cărăbuș viu. Da. Știi, un nanobot care ținea toate aceste suflete, pentru că na, un punct de înaltă energie și un portal, deci este uterul femeii, na, da, cu energia lui feminină puternică. Și i-au fost și copii, pe baza asta i-au făcut legătura asta. Între, așa, i-au fost și copii, da. Da. Dar acum e bine în zona aia, da? Energiile sunt bine. Da. Bine.
Noi îi mulțumim părții subliminale pentru această călătorie și o invităm să alunece ușor în corpul ei fizic. Opresc aici.